Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această seară avem o temă foarte interesantă și anume cum ne putem schimba stilul de viață, să avem unul cu totul nou. Vom face acest lucru, vom afla toate detaliile împreună cu domnul dr. Virgiliu Stroiescu. Dumnealui ne va ajuta să aflăm de ce am ajuns la coada Europei, pentru că aveam mai devreme o discuție, și ce putem face ca să ne ridicăm puțin în top. Ne-a spus că avem cele mai multe boli cardiovasculare, SIDA, TBC, cancer de colon și așa mai departe la noi în țară. Haideți să vedem ce ar însemna să o luăm de la zero. Deci trebuie să știm întâi realitatea. Cu părere de rău, deși suntem cea mai frumoasă țară a Europei, cea mai bogată, cu cel mai frumos relief și cu cea mai multă bogăție subterană, păcat că e, cum zic unii, populată. Adică nu știm să ne fructificăm aceste valori care ne-a dat Dumnezeu, ca popor. Și atunci, neavând un sistem inteligent de a trăi, și totdeauna, pentru că am fost tot timpul cotropiți, fiind foarte bogați, ne-am învățat doar să ne descurcăm în viață, nu suntem fermi, nu suntem niște oameni hotărâți, nu avem programe, alții cam ne conduc, am ajuns cu părere de rău în coada Europei. Și avem boli foarte multe, avem foarte multe suferințe, avem sărăcie, nivelul de trai este foarte scăzut și totul se poate repara pentru un nou stil de viață. De exemplu, 60 până la 90% din bolile care există în țara noastră se datorează doar factorilor de mediu. Deci, dacă vreți să zicem așa, ereditatea, ar fi răspunzătoare cam 20, 25, 30%, iar 70% e stilul de viață. Se zice chiar că ereditatea încarcă arma și stilul de viață o descarcă, trage pe trăgaci. Și atunci trebuie să ne dăm seama că 70 până la 90% din bolile de nutriție pot fi evitate sau ameliorate prin schimbarea stilului de viață și prin efort fizic. 68% din decese datorează bolilor netransmisibile. Ultimul timp avem peste, pe planeta noastră, 400 de milioane de diabetici și dublu prediabetici. La 30 de secunde se amputează un picior de diabet și sunt 6 decese pe minut din cauza diabetului, care pot fi preîntâmpinate dacă ne schimbăm stilul de viață. Dar ce însemnează stil de viață? Ce însemnează un stil, un nou fel de a trăi. Și vreau să văd dacă ne-l și permitem. Da, și atunci, pentru a ne schimba acest stil de viață, vedem care ar fi domeniile fundamentale când zic cuvântul stil de viață. Și atunci am făcut eu o schemă, care mi se pare foarte logică, pentru că e a mea, și consider că ar rezuma foarte bine ce e stilul de viață. Și uitați, dacă puteți să măriți să vadă mai bine, am pus cuvântul oameni. O-A-M-E-N-I. Dar puteți mări așa să fie cât tot el. Așa, perfect. O, prima, odihnă. Deci, a doua, alimentație. A treia, muncă. Le luăm pe rând. Pomă, educația, natura și înțelepciunea. Oameni, observați? Și acum, dacă le luăm pe rând, reținem încă o dată. Oameni, odihnă, alimentație, muncă, educație, natură și înțelepciune. O, odihnă. Un om care să fie sănătos, nu știm de ce așa a creat Dumnezeu pe om, trebuie să doarmă în jur de 7-8 ore pe zi. Un om care doarme sub 6-7-8 ore pe zi nu e un om sănătos. Pentru că exact aceste ore sunt necesare ca organismul să refacă, să se recreeze. Eu fac deosebire între distracție și recreație. La recreație te recreezi. De aceea, când mergi, când citești, la distracție, dis înseamnă tulburare, însemnează epuizare inutilă. Când mă distrez, însemnează că îmi fac de cap cum ar veni. Hai să ne distrăm. Păi nu, hai să ne recreăm. Și deci, pentru ca omul să aibă un nou stil de viață, trebuie mai întâi să fie odihnit. Păi și dacă cineva zice din start, n-am cum să am un nou stil de viață, pentru că din prima nu am cum să mă odihnesc, trebuie să muncesc foarte mult. Cine doarme mai puțin, va trăi mai puțin. Pe perspectivă, adică, în perspectivă, dacă un om în fiecare zi fură 2, 3, 4, 5 ore, va ajunge la o vârstă la care va observa clar că e depășit, că e îmbătrânit, că nu mai are randament. Adică e nevoie, odihna se cumulează. Deci avem nevoie
neapărat ca să fim sănătoși, ca să putem lucra, ca să putem munci, ca să putem iubi, să putem înțelege ceva în viață, e nevoie de odihnă. Și anume somn și să dormim când afară e întuneric. Vai de cei care dorm au tura a treia. Ei nu sunt niște oameni sănătoși, pentru că strică sistemul fiziologic al organismului. Plătește pentru ei, dă niște bani în plus, dar îi va da mai târziu pe medicamente. Deci punctul fundamental și al longevității și al sănătății este odihna. Și trebuie să ne intre asta perfect în minte, așa ca un șurub. Deci trebuie să ne odihnim. Cum s-a făcut întuneric, să ne odihnim. Dacă dormim puține ore, a doua zi randamentul este mic. Și apoi se șubrejește sănătatea. Se strică imunitatea. Deci odihna e punctul numărul unu. După ce m-am odihnit bine, da, ales să mănânc. Să mănânc rațional, inteligent. Dacă sunt foarte obosit, las mâncarea deoparte și în timp mă odihnesc. De ce? Dacă mănânc mult și mă culc, somnul nu va fi odihnitor, pentru că jumate în organism doarme și jumate nu. Și atunci te scol dimineața buimac și nu mai ai chef să mănânci și pierzi ziua. De aceea, prima masă, și vă rog reține, să fie cea mai energetică masă și cea mai puternică masă, chiar cantitativ cea mai mare să fie, nu micul, marele dejun. Trebuie să schimbăm stilul de viață. Deci ca stil de viață, întâi odihnă 8, 9, 7, 8 ore. Cine doarme foarte mult, va trăi puțin. Dacă dorme 12 ore în fiecare zi, înseamnă că ceva e dereglat. Iar când omul doarme multe ore, se apropie de somnul cel lung. Bolnavii care sunt foarte bolnavi, foarte grav, în ultima parte a bolii respective, încep să doarmă așa foarte mult și să apare că au obosit și trebuie să odihnească mai mult decât restul oamenilor. Deci important e așa, să ne odihnim bine. După aceea, alimentația. Alimentația ne face, pe de o parte, să avem energie, pe de altă parte, ne să zicem așa, recreează partea materială a omului. Partea aceasta, să zicem așa, proteică a omului. Partea fizică a omului. Deci avem nevoie neapărat de alimentație plastică, ăsta e cuvântul cheie. Deci avem nevoie și de energie și de material plastic și asta face alimentație. Și dacă sar peste micul dejun, nu poți să compensezi la prânz? Se dă peste cap de ce cauză. Mă scol dimineața, nu? Îs odihnit că am dormit. Și trebuie să lucrez 8 ore cu niște energii. De unde o iau? Dacă în ficat aveam rezervă 3-4 ore, dacă nu mănânc sau beau o cafea, care e o nenorocire dimineața. Cine bea cafea e un om total ilogic. De ce cauză? Cafeaua îți stoarce puternic ficatul de toată energia pe care o ai și după aceea, după 3-4 ore, începe să tremuri, nu mai ești bun de nimic, nu mai merge creierul. Copiii la școală care nu mănâncă dimineața, în timpul zilei nu înțeleg materiile, le e frig, nu sunt atenți pentru că creierul nu e hrănit. Deci creierul nostru se hrănește cu oxigen și cu glucoză. Asta două sunt importante, să avem aer bun și glucoză. În momentul în care nu ești alimentat, creierul nu dă randament. Și acum îi spuneam dimineața, dacă bei o cafea, e ca și când un cal obosit îi dai un bici puternic. Ci i-a dat energie. De unde energie? Că i-a scos energia din el. Și atunci un om inteligent când se scoală nu bea cafeaua, poate și o aruncă. Să mănânce cereale ca să aibă energie multă tot dimineața, ca să lucreze 8, 9, 10 ore. Deci având hrană suficientă, vom avea randament. Șoferii care nu se alimentează dimineața fac accidente. Cei care se suie la înălțim cad pentru că n-au echilibru. Profesorii n-au chef de a preda. Copiii nu înțeleg nimic dacă nu se hrănesc dimineața. Deci, regulă obligatorie. Dimineața să fim bine hrăniți după ce ne-am sculat. Iar apoi la muncă. E, cine reglează toate trei? Cam cum să ne odihnim, cum să ne alimentăm, cum să muncim? Educația. Educația este factorul cheie. Un copil mic, dacă nu este educat de părinți, rămâne un animal. Copiii între 3, 6 ani, 7 ani, cam așa, devin oameni. Trebuie să vorbești cu ei, să înțeleagă, să răspundă, să gândească. Dacă sunt neglijați, rămân copiii străzi sau semi-animale. Sunt copii care sunt luați de lup, de diverse animale și cresc. Și ei nu mai pot să învețe să vorbească. Ei rămân doar conduși de instincte, cum sunt animale. Pentru că la acea vârstă, ființa umană are o deschidere. Și dacă nu știm să educăm, se închide. Și atunci rămâne pe viață marcat.
Deci au fost pe vremuri acei copii care au fost abandonați, nu? Și care se numeau băia de creței sau câte unii copii străzi. Ăștia, pentru că n-au o educație bună, nu pot fi niște oameni de nădejde. Permanent ei vor rămâne niște handicapați pentru că în primii ani nu au fost educați. Ceea ce face ca un om să fie om este întâi educația. Da, dacă eu îi spun cum e bine, dar exemplul pe care îl dau fără să vreau, stând mai multe ore la serviciu... Educație nu înseamnă numai vorbă. Înseamnă asta vreau și să fapte, spun. Da. Deci educație însemnează și vorbă și copilul se uită mai mult la fapt. Deci educație înseamnă a-l duce pe om din ce în ce mai bine. Deci a educa însemnează nu doar ai propovădui, ai ține predici și a-l mustra sau a-l bate sau a-l constrânge. Educație însemnează ca să-l duci pe omul unde trebuie. Și avem nevoie, factorul educațional este deosebit de important. Ceea ce face ca școala, de ce un copil, are cu bietul copil 5, 6, 7 ani și deodată hai la grădiniță. Păi de ce lasă mă joc pe stradă? Nu, trebuie să mergi acolo. După aceea, din clasa 1, 2, 3, 4, 4, 5 ore, stă în bancă, notează și scrie, în loc să se joace, se plimbe, să facă altceva, obligați cu niște profesori severi. De ce? Păi doar atât pot face oamenii ca să introducă în ei niște noțiuni fundamentale să rămână oameni. Un om care nu are 4 clase primare, nu prea poți discuta prea multe cu el, decât dacă e un autodidact. Nu? După ce ai diploma de bacalaureat, ce faci cu ea? Nimic. După aia trebuie să mai înveți ceva. Dar ia-ți de noțiuni fundamentale, spune ce e matematică, ce este fizică, spune ce câteva noțiuni despre biologie, despre chimie, nu? Și atunci ești orientat în societatea asta. Chiar aceea, ați propune niște ore despre nutriție da, în școală? Cum să nu ar trebui, însă ar strica niște interese foarte mari, pentru că oamenii trebuie să mănânce ce li se dă și să nu crăcnească. Și atunci, dacă uite, am cerut, de exemplu, să punem pe alimente niște buline. Și na, de ce? Păi încep să aleagă și nu e bine. Deci sunt politici care nu permit ori din cauză că nu merge mintea, ori din cauză că nu se vrea. Da, ați încercat vreodată acest demers? Dar cum? Tot timpul de când vorbesc, domnule, hai să încercăm niște ore de educație și alimentară și sexuală și ore de educație cu copii să învețe și ore de educație sanitară. Nu, și de igienă, și de îmbrăcăminte, de hrană, nu mai spun, de bucătărie să fie, ori omul trebuie să învețe. După părere, nu se dorește. Deci, punctul educației este cheia. Deci, după aceea sunt primele care sunt așa, să zicem așa, vitale, odihnă, alimentație, muncă, ceea ce face un om să fie om este educație. Să revenim puțin la odihnă, pentru că tot ați menționat-o. Da. Avem de pe chat o întrebare. Alex 225 ne spune că are o problemă gravă cu somnul, nu reușește să doarmă mai mult de 3-5 ore. Ce-i recomandat să facă? Întâi să vedem din ce cauză doarme așa de puțin. Poate să fie o cauză patologică, adică o boală, poate să fie o obișnuință sau poate a avut un stres. Înțelegeți? Și atunci, că și obișnuința a doua natură, tot aici cu educația, atunci trebuie să meargă la un medic neurolog și să vadă care este cauza. Facem și o electroencefalogramă, vedem o anamneză, adică o discuție respectivă, adică nu trebuie să spună nu pot, eventual să ia un somnifer, dar înseamnă că s-a întâmplat ceva. Și dacă acest om nu va dormi bine, sănătatea lui nu îi poate fi garantată că va fi optimă. Că dacă un om nu doarme, se dărâmă tot sistemul, toată sănătatea lui începe să fie dubioasă. De aceea să fim foarte atenți la somn. Deci este de aici piramida care discutăm. Și a spus că e important să nu mâncăm seara pentru că organismul lucrează... Ca să, deci, cu 3-4 ore înainte de masă, normal ar fi cam 5 ore, dar 4-5 ore înainte. Deci cauză că hrana de la gură până la intestinul gros face 4 ore. 4-5 ore. Și dacă nu mănânci poate înainte, dacă te cuci la ora 10, pe la vreo 6 ai terminat de mâncat. Și atunci dormi liniștit, stomacul e gol, când te scoli dimineața ești flămând și mănânci, pe când dacă mănânci la ora 10 și te cuci la 11. De-abia la 3-4 se rezolvă problemele, carnea stă în stomac 4-6 ore. Pe când legumele desduc repede. De aceea cei care consumă carne foarte des au un stomac din ăsta prostuț care lucrează ca prost tot timpul. Tot timpul lucrează. Și când are de lucru îți dă foame. Că zice că nu dai și mie de lucrat. Și atunci nu ține de foame.
pe când vegetarienii mănâncă, tubul digestiv e curățit, stau câteva ore, se odihnesc. Și de aceea e bine să respectăm orele mesei. Ați văzut că se spune respectați ore, mesele principale zile. De ce cauză? Că organismul lucrează, se pregătește, se odihnește și omul ia lucrează. Și avem trei timpi în alimentație. Timpul masticator, timpul gastric și timpul intestinal. Și mai fie și o odihnă între ele. Și atunci e nevoie să nu mâncăm tot timpul. Închipuiți-vă o gospodină care are acasă 12 copii și cheamă 10 la masă și rămân, sau 7 și rămân 3. Și când pune toată masa, aranjează totul, toți mănâncă, curăță totul și vine ce mi-e foame. Iar începe și pregătește, iar începe să pună farfurii, să pună șervețele, dă de mâncare, termină, strânge tot și vine unul, vreau și eu. Iar deschide, iar. La fel stomacul, când mâncăm indiferent ce, o nucă, o bucată de măr, o prăjitură, ceva. El pregătește mucus ca să fie stomacul a învelit cu un fel de cămașă cu mucus ca să nu se lipească de piele, nu? Și ca hrana să fie protejată și pielea să fie protejată. Unul se protejează pe celălalt, după aceea vine acid clorhidric, trebuie să-l formeze, după aceea să vină enzime și apoi să fie timp de a se amesteca împreună, malaxează împreună și apoi se elimine. Și când se termină timpul gastric, se începe intestinal, iar mai dăm o dată. Și pe urmă spune, dar nu mai pot. Și atunci apar itele, gastrite, esofagite, ileite, colite, nu? Duodenite, pentru că stomacul e supra-solicitat. Deci e nevoie neapărat să ne educăm și asta trebuie educați. Și e ceva interesant. Orice obicei ține 3 săptămâni ca să fie schimbat. Vrei să te scoli dimineața la ora 5. 2 săptămâni te chinui și nu reușești. După 3 săptămâni ceas te scoli. Vrei să nu bei apă la masă. Tot te îndeamnă. După 3 săptămâni ai făcut programul. Vrei să te culci la ora X. Să faci programul. Deci totdeauna ai nevoie ca să faci o nouă cărare, un nou stil de viață. Și obicei putem include și dependențele? Putem include și dependențele în obiceiuri? Acum, dacă îți face... Dacă faci tu obiceiuri, este un stil al tău de a fi. Dependența este un obicei, vorba de care te chinuie, care nu e al tău. Nu e al tău normal. Dar place uneori. Păi da, dependență, de exemplu, a fuma, nu? Nu poți să nu fumezi, te cheamă, te... Ba, poți. Și, practic, trebuie să-l învingi. Și să știți că e luptă multă. Cei care au scăpat de fumat, ați văzut că nu scapă dintr-o dată. Însă reușești prin voință. Dar dau de exemplu, ceva, toată hrana animală, lapte, brânză, ouă, carne, pește, pasăre, toate se fixează pe receptori endorfinici. Și dau dependență. Și te scoli și spui, aș mânca o friptură. Aș mânca puțin piept, aș putea puțin tel. Sau mă doare capul așa. Dacă nu mănânc carne trei zile. Exact. Sau spunea o doamnă, ce domnule, numai că nu o văd acolo, parcă mă liniștesc. Și că parcă e altfel când mă poate. E bine, după 3 săptămâni se oprește treaba respectivă. Până atunci omul e dependent și o dependență și psihică și biochimică și hormonală, adică se fac dependențe și e nevoie să rupi această dependență. Și de asta se face tot din nou prin educație. Punctul următor, natură. Cu părere de rău, noi răsărituri n-am mai văzut de mult, apusuri, nu prea vedem. Să vezi când ești la pe câmpie și vezi tot cerul de albastru, după aceea apar norii care sunt foarte albi, după aceea începe să devină maroniu, devine galben și apoi roșiatic. Și te uiți la toată panorama asta, așa, la un tablou imens. Păi noi uităm între blocuri, apus, n-apus, nu? Liniștea aceea serilor, dimineața, când apare soarele și îl vezi ca un glob cum sare așa frumos. Stai în mijlocul naturii, e aer curat. Închipuiți-vă câte mașini trec, câte gaze toxice, nu? Nu vedem decât între blocuri ceva cer. Și ce ne sfătuiți? Că dacă mergem un weekend și ne întoarcem aici, nu ne-am schimbat stilul. Dar știți ce face un weekend? Nu vă dați seama ce reface organismul. Face multă mișcare, e contact cu un aer curat. Te reface pe o săptămână întreagă, de aceea e strict necesar să avem de a face cu apă și apoi tratamente cu apă sunt formidabil interesante. Cineva avea o febră mare de tot. Și ce medicamente se iau? Zic, nu, iau un prosop, îl uz,
îl pui în jurul corpului și stai puțin așa. Și, într-adevăr, după ce a făcut o împachetare cu prosopul respectiv, a scăzut febra. Copiii, când au febră foarte mare, apa. Apă pe din afară, apă pe dinăuntru. N-ar fi rău dacă o zi pe săptămână, din când în când, așa, am avea o zi de, când ai mâncat prea mult, sau o zi de îmbuibare, o zi de numai de apă, sau numai de supă, o zi întreagă. Să ne spălăm și pe dinăuntru. Că zilnic mâncăm, zilnic, trei feluri de mâncare, dacă nu mai multe, și să fie o zi, eu mi-aduc aminte că am avut vreo 25 de ani, n-am mâncat miercurea. Și mă obișnuisem. Și era o zi în care învățam ca focul când eram student. Deci, miercurea spuneam, e o zi în care mă spăl și mă spăl pe dinăuntru. Fac duș pe dinăuntru. Și e foarte interesant ca din când în când, de aceea postul și în religie, și postul ăsta care acum e numai hrană vegetală, e foarte sănătos. Și din când în când nu e rău și să bem multă apă. Apă să spele totul, să curețe totul. Ce vine voi de apă. Apa e foarte interesantă. Și culoare, nu? O inovație foarte e divină. Întâi n-are culoare, n-are miros, n-are gust și toate se învârt în jurul ei. Și o bombă de energie, hidrogen și oxigen. Dacă a luat foc, oceanele au luat foc, în câteva secunde pământul ar fi scrum. Ce combustibil avem fiecare, uite aici, în acest pahar, și asta spală tot, curăță tot, are puncte fixe, e și solidă, după aceea devine lichidă, devine gazoasă, la temperaturi perfecte. Ce programe deosebite. De aceea avem nevoie minim un litru jumate, doi de apă, nu mai mult. 3-4 litri prea mult pentru un om, că scoate sărurile afară. Deci cam un litru jumate, doi pe zi, este excepțional. Dacă unul lucrează în sticlă raie și transpire din cap până în picioare acolo, trebuie să bea cantitate mai mare de apă. Apă, aer, avem nevoie de aer curat. Stai într-o cameră și respiri de 10 ori același aer. Evident că te intoxici și avem nevoie în sânge nostru de oxigen, nu de azotul care a rămas acolo și s-a stricat. Deci, neapărat un geam deschis. Și iarna, puțin crăpa geamul. Nu-i bine să fie închis total, pus și perdere la geamul, să nu intre nimic. Să intre aer. Aer curat. Pentru că acest aer se poluează, nu? Intră în noi și când îl dăm afară, deja am scos bioxid de carbon plus toate alte substanțe care nu le vedem și care ies afară din noi. Un sistem de a dovedesc dacă mănânci usturoi. Simți că, printre altele, usturoiul iese și pe care respiratorii. Usturoiul este un antibiotic foarte inteligent, așa. El vine când îl mănânci, îl dezinfectează întâi tubul digestiv, esofagul, intestinele, după aceea intră în sânge și intră în tot organismul, după aceea intră în plămân și dezinfectează și plămânul și apoi iese afară, făcându-și datoria. Și de aceea usturoiul îl simți a doua zi. Pentru că în prima parte lucrează pe dinăuntru și a doua zi de bea este evacuat pe cale respiratorii și dezinfectează omul. Mi-am făcut datoria, uite, omul este altul, că m-a mâncat pe mine, de-aia vine mâncatea mama, usturoi. Deci avem nevoie de mișcare apoi. Mișcare este una din cele mai inteligente, zicem așa, activități umane. În mișcare noi ne refacem. Mușchii noștri sunt făcuți să se miște. Ei sunt bucuroși, oasele noastre. Când faci mișcare, oasele și mușchii se întăresc, articulațiile devin ferme și devin rezistente. În momentul în care nu faci mișcare, ele se atrofiază. Dacă iei un braț și îl pui în gips și îl ții acolo câteva săptămâni, când scoți, observi că... Exact. Da? Din ce cauză? Pentru că s-a atrofiat, că nu s-a făcut mișcare. Deci ca să fim puternici, avem nevoie de mișcare. Va apare un lucru foarte interesant și asta e de câtva timp mai aproape de noi. Noi avem celule numite stem sau sușe sau celule mamă. Celule din care au derivat alte celule. Cum o bunică are o fică și o nepoată și toate au făcut din ea. La fel la noi avem celule care sunt... bunicuțele în sânge, de exemplu, în sânge, sunt globule albe, leucocitele, globule roșii, eritrocitele și trombocitele. E, toate trei au o celulă sușă care le face să meargă pe trei direcții.
în momentul în care face mișcare, aceste celule suse se reînviorează și redevin mai active. Și de aceea, dacă omul face mișcare, mușchii încep să se refacă. Creierul începe să se refacă. Oamenii încep să-și refacă memoria. Cresc numărul de neuroni. Se dezvoltă articulațiile, se dezvoltă mușchii, se dezvoltă oasele, pentru că celulele astea fiind zgârțite, zice, hai mă să mai facem ceva, să mai refacem organismul. Adică e o chestie extraordinară. Mai mult, întinerește omul. Deci făcând mișcare, și am să vă povestesc la sfârșit o întâmplare reală, făcând mișcare, omul revine cum a fost pe vremuri, pe când dacă stai nemișcat, sedentarismul, o treime din decesele americe îți datoresc sedentarismului. Când stai pe loc, nu mai te miști, mușchii nu mai acționează, oasele încep să se atrofieze, începe osteoporoza, încep fracturile. Pe când dacă faci, nu există un om care face mișcare și mănâncă normal, să facă osteoporoză. Osteoporoza e boala leneșilor. Încă ceva, toți obezii nu fac osteoporoză. Pentru că e cară zeci de kilograme în plus. Și atunci cărându-i, fac mișcare mai multă. Nu? Într-un fel urcă niște scări, unul cu 40 de kilograme și altul cu 140. El la fiecare pas se mișcă scara și el făcând efortul ăsta, atunci își întărește oasele. Deci osteoporoza e specială a oamenilor care sunt mai hipoponderali. O să vă întreb puțin, da, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză până ajungem la următorul punct. Dacă avem timp, vom discuta și despre ce putem face ca să trăim mai mult. Când revenim, o să vă răspundem și la toate întrebările de pe chat. Nu uitați că dacă aveți un produs de care sunteți nemulțumiți sau un serviciu pe care l-ați achiziționat în România, ne puteți scrie problema dumneavoastră pe telecons@protecția-consumatorilor.ro, iar noi mâine, în cadrul emisiunii speciale în dialog cu consumatorii, vă vom răspunde la întrebări. Revenim imediat. Atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți? Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare.
Am revenit la discuția noastră despre ce înseamnă să avem un nou stil de viață și am promis că vom răspunde și câteva întrebări de pe chat. Alex, 225, a revenit legat de problema asta cu somnul. Spune că a încercat și alte remedii cu plante, tot nu poate să doarmă. Ce sfat aveți? Este sănătos, spune el. Eu spun așa, mai întâi de toate, ca să rezolvi o problemă, trebuie să ai un diagnostic clar. Și ca să ai un diagnostic clar, ai nevoie de niște analize. Spunea mai devreme că a fost la doctor și că... Depinde la ce doctor a fost. Că dacă a fost la ortoped, știe și ortopedul câte ceva de somn. De bine să vină la un neurolog să analizeze bine. Adică dacă ai ceva la ureche, mergi la ORL. Deci să nu-și facă analize de sânge, punct. Păi de aceea e bine să le facă și pe acelea, să vedem ce probleme sunt. Deci un consult medical trebuie făcut amănunțit. Trebuie să știi exact cauza de unde vine, nu doar presupuneri. Și atunci aveai la un medic care e recunoscut că e serios și știe carte și conștiincios și să aibă timp să-l examineze, să discute cu dânsul și întâi examenul medical are trei timpi. Unul e anamnestic, adică discuți cu omul. Ana înseamnă primnezis, memorie. Adică îi spui ce s-a întâmplat, de cât timp, mai ceva în familie, a avut un accident, cum dormeai înainte, de cât dormeai așa, care e cauza, dacă te scoți și explici totul prin memorie. După aceea este examenul clinic, medicul, dacă e cazul, te examinează și găsește că ai niște umflături, că ai niște piele uscată, piele umedă sau cine știe ce, sau îi ascultați alânduit, după aceea eventual să pun un stetoscop, să vadă dacă merge inima, adică trebuie un examen medical serios și după aceea analizele paraclinice. Și unând cele două, anamnestic clinic și paraclinic, scoți diagnosticul. Și apoi vine tratamentul. Foarte mult trec de ce să iau, dar întâi să văd ce ai. Deci să vedem cauza care este. Poate să fie încă ceva, o depresie sau o nevroză, face cer vicios, nu mai dorm și am nevroză. Având nevroză, nu mai dorm. Nedormind, fac nevroză. Atunci trebuie rupt acest cer vicios, așa, și problemele se rezolvă. Bun, să trecem, rămăsesem la... Repetăm pentru cei care n-au fost atenți poate la început sau n-au putut să ne deschidă televizorul, pentru a schimba stilul de viață înseamnă, spuneam noi, cuvântul oameni. Adică, mai întâi de toate, oamenii să schimbe orele de somn, trebuie să dormim bine, odihnă. Doi, să ne alimentăm corect și normal, pentru că suntem ceea ce mâncăm. Să fim foarte atenți pentru că alimentația e un factor deosebit de important din toate punctele de vedere. Să luăm mare după aceea să muncim 8 ore, nu mai mult. Cine muncește mai mult va plăti ce mănâncă, muncește în plus. Cine îi mai puțin va plăti din nou. Deci cam 8 ore, o treime din viață trebuie să muncim, o treime să dormim și o treime să ne recreiem. Apoi urmează educația, să ne învățăm, să înțelegem și să putem să creștem prin studiu și prin analiză și prin practică. Punctul următor e natura și aici ne-am oprit. Natura însemnează, pe de o parte, a merge în mijlocul ei și a vedea toate frumusețile. Când mergi, de exemplu, la munte sau mergi la mare și vezi marea aceea cum se agită, îți dă liniște, îți dă pace. Mergi la munte și vezi toate acea priveliște extraordinară, acele piscuri, dacă iarna cu zăpadă, vara cu verdeață, și te liniștești, faci mișcare, urci până acolo. După aceea, spuneam, natura ar fi, pe de o parte, apa, la care trebuie să bem, spuneam, 2 litri, aerul, avem nevoie de aer, mișcarea și soarele. E bine să fim văzuți cât mai des de soare. Înainte știu că și eu făceam, zicem așa, lucruri neînțelepte, plecam la mare la ora 9-10 pe plajă și plecam seara la ora 8. La ora actuală se pare că soarele face multe victime, deoarece datorită experiențelor care s-au făcut, stratul de ozon s-a mai subțiat și e pericol ca să apară și când soarele e foarte puternic, afecțiuni de piele chiar de prognostic nu prea plăcut și boli de piele. Spuneți? Dar trebuie cu măsură, nu la orele de vârf, cu cel mai când soarele e foarte incandescent, când arde. Din ce cauză? Fără soare, noi nu putem face vitamină D. Avem nevoie neapărat. Și să simțim așa, măcar la 3-4 zile,
să stăm la soare vreo jumătate de oră, să ne vadă mâinile, fața, eventual dacă stăm pe o bancă și avem pantaloni scurți, să ne vadă gambele. Deci e nevoie neapărat să stăm puțin la soare. Iar dacă avem timp liber, chiar acasă deschidem geamul, nu prin geam, ci direct să... Și atunci nu mai avem nevoie să luăm niciun supliment de vitamină D. Ea întărește oasele și s-a dovedit că are foarte multe factori, chiar anticanceros, vitamina D. Este necesar să ne expunem la soare, întâi inteligent. Nu ne expunem cum făceam pe vremuri zeci de ori. Să purtăm ochelari de soare neapărat, pentru că e pericol să nu cumva să producă degenerescențe la nivelul retinii. Și mai avem, vă întreb puțin o întrebare de pe chat, să ne întoarcem așa, puțin la da? Apă. Cristian ne întreabă dacă este grav că nu poate bea un litru jumătate de apă pe zi. Păi, încă ceva. Dimineața, când se scoală, să rețin asta, că e un lucru foarte interesant și el și restul celor care ne ascultă. Când ne sculăm dimineața, după un somn bun, am respirat 8 ore. Respirând, dăm afară vapori. Și trebuie să punem înapoi. Apoi, transpirăm noaptea. Nu? Mai și urinăm noaptea. Și atunci apa aia trebuie pusă înapoi. Și atunci bem obligatoriu un pahar de 250-300 grame de mililitri de apă. Și atunci punem înapoi ce am consumat. Apoi mai bem încă unul, tot dimineața, vrei, nu vrei, bem două pahare, din ce cauză? Fiind tu, intestinele fiind goale, nu? Când bem apă, ele încep să excite bine interiorul lor. Și atunci, în câteva zile, ai și problemele rezolvate și nu mai te grăbești în tramvai sau în mașini. Deci, după ce bei paharul de apă, imediat devii rege și mergi la tron. Și îmi rezolv a doua problemă foarte importantă. Pe de o parte, deci, și atunci s-au făcut două pahare dintr-un foc. Nu? Apoi nu mai ți-e sete timp de o oră, două, trei, pentru că ai băut apă. La masă nu se bea apă, pentru că hai să presupunem că stomacul nostru a fi ca o pungă, nu? Care e transparentă. Și am mâncat primul fel, să spunem primul fel ce am mâncat, o supă. După aceea am mâncat niște cartofi, da? În care să fie și niște bucăți de carne, să zicem așa, și la sfârșit să spunem că am mâncat și cu niște salată și deasupra o prăjitură. Și acum începe digestia. Și mie mi-e sete și beau un pahar cu apă. Se amestecă toate, apa fiind rece, înăuntru fiind 37 de grade, vă dați seama ce este. Atunci stomacul își depărtează puțin de el pliurile, face o șosea gastrică pe unde curge apa. Dar curge și cu ce a fost în mâncare, și cu acidul, și cu mucusul. Și apoi, exact ca după o inundație, temperatura scăzută, a scăzut concentrația de acid, enzimele nu mai funcționează și și rece stomacul, pentru că apa a fost rece, n-a fost caldă. Și atunci trebuie să mai stea încă jumătate de oră, să se încălzească, să mai aducă suc gastric, să mai aducă mucus. Și atunci întârziem, de aceea se bea apă înainte de masă și apoi după o oră după masă. Nu se bea apă în timpul mesei, decât în cazul în care mâncăm pâine cu brânză, de exemplu, și să rămâne în gât și beau puțină apă. Mestec și iar apa se mestecă, nu se bea la masă. Se bea înainte de masă și după masă. Și apa din alimente, ne întreabă Cristian tot pe chat, contează? Așa. Dar cum să nu? Se adună, doar că nu pleacă în altă parte. Deci dacă mâncăm o supă, dacă bem un ceva, apa respectiv se cumulează și să fie aproximativ 2 litri pe zi. Așa. Și deci am terminat și cu natura. Și ultimul punct este înțelepciunea. Adică omul trebuie ca să înțeleagă că pe acest pământ, dacă nu ești înțelept, că spunea pe vremuri cel mai mare om care a trăit pe această planetă, nu om Dumnezeu, ci fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Nu înțelepți ca porumbei, înțelepți ca șerpii. Trebuie să fii isteț în viață, să știi să te descurci. Și începutul înțelepciunii este faptul că știi că ai în cer un tată care te conduce, care știe că existi, care îți dă viață. Ce e în fond viață? V-ați gândit ce e viața? Viața nu avem în noi. Cum becurile astea nu au lumină în ele. Uzina le menține permanent viața. Inima noastră bate pentru că de undeva, nu știu de unde din cosmos, niște forțe antientropice o fac să funcționeze. Pământul se învârtește în jurul Soarelui pe anumită orbită, nu pentru că are el metode de a se regla,
ci pentru că niște forțe antrentropice îi mențin perfect. Că dacă ne-am apropiat mai mult de soare, ne-am pârli, dacă ne-am duce în exterior, am înghețat la 200 și ceva de grade. E cum de mii de ani mergem pe același drum? Suntem cu o geamită planetă, mare de tot, nu? Și care mergem cu 20 de kilometri pe secundă. Și totuși distanța e perfect. Adică tot un univers e condus. Apoi, ființa umană, luați-vă, ce perfect suntem construiți. Avem doi ochi frumoși. Cum de-au apărut? Cine i-a făcut? Cine i-a planificat? Cine i-a pus acolo? Cine i-a montat? Da, poate vedeam frumos și dacă erau trei. Încă ceva. S-ar putea, dar nu, să nu spuneți că cei doi nu sunt frumoși cum sunt. Dar încă ceva, ar fi fost inutil. Adică este optim. Două urechi să auzim lateral, nu? Ce ar fi să fie omul fără urechi? Să n-auzi, să fie liniște totală. A fost nevoie să auzim sau a fost gândul cuiva să auzim? Sau putea să n-avem niciun miros. Nu este mirosul. Toate plante, toate parfumurile, ce ne-am face noi fără miros? Păi și animalele au nevoie de auz. Păi dar nu zic că n-au, dar crezi că ele n-au fost și ele la fel gândite? Ele au chiar mai mare nevoie ca noi. Uite, exemplu, câinele, nu? De câteva sute de ore are un miros. Dar de elefantul. Elefantul când își pune trompa aia lui și respiră și inspiră și de la kilometri poate să ia miros. Și auzul de asemenea. Adică suntem foarte complicați. Și atunci dacă știi că cineva sus ne iubește, ai să dă liniște și pace. Egoismul spune așa. Omor pe toți ca eu să trăiesc. Nu-mi pasă de nimeni și de nimic. Altruismul spune, nu, eu am familie, eu am pe toți ceilalți, mai întâi ei. În familie, cine e cel mai îngrijit, cel mai slab? Toată familia se uită la cel mai mic. Acolo e toată atenția, nu? Ei, în momentul în care omul este înțelept, își dă seama că el pe acest pământ are un scop, are o direcție, își dă seama că sunt niște legi și înțelepciunea ne face să înțelegem când să vorbim și să nu vorbim. Sunt momente în care înțeleptul tace. Sunt momente în care trebuie să vorbești. E, înțelepciunea ne face ca să fim apți, să avem un loc, să ne menținem sănătoși și să putem să progresăm. Și deci e strict necesar ca să ne schimbăm stilul de foarte mulți neînțelepți. Vorbesc aiurea, intervin când nu trebuie, nu au planuri, nu știu să le execute, dar să supără inutiți. Poftiți? Poate sunt mai fericiți ca ceilalți. Fericirea depinde fiecare și de eficiența fericirii lui. Nu? Adică trebuie până la urmă să fii numai fericit, să fii și eficient în fericirea asta. Că de multe ori când ești student, de exemplu, sau când înveți, nu? Ai fericirea frumuseții studiilor, însă ai tensiunea examenelor, nu? În loc toți se joacă, toți se plimbă, și tu stai și citești, și face noapte și citești, și citești, dar privind înainte, am să am o diplomă și am să fac nu știu ce, îți crezi în același timp înțelepciune. Deci a schimba stilul de viață, cu alte cuvinte, nu înseamnă doar să schimbi munca, alimentația sau odihna. Trebuie să luăm toți factorii respectivi. Și făcând așa, putem trăi mai mult. S-a văzut, s-a făcut o statistică foarte interesantă, s-au luat întâi 100 și ceva de factori ca să trăiască omul mult. Și a mai redus. La vreo 50, la 40. Și până l-am ajuns la 7. Și s-a văzut că dacă ăștia 7 domenii, sunt respectate, omul trăiește mult mai mult, 5, 10, 15 ani mai mult, dacă le respectă pe aceste 7. Și au făcut statistici foarte multe și au stat pe sute de mii de oameni în timp de câțiva ani la rând și au verificat. Și până la urmă au rămas beton. Și hai să le discutăm. Primul, odihna. Iar e odihna. Punctul numărul 1 este să fim bine odihniți. Aici, fără acest lucru, nu merge bine. A doua, prima masă să fie dimineața cea mai bună. Cei care nu mănâncă bine dimineața n-au randament. Sunt niște oameni care nu pot progresa. Oameni care au un randament foarte mic. Nu se adaptează. De aceea să ne obișnuim. Să știți că majoritatea oamenilor cu părere de rău beau o cafea, beau un ceai, nu beau nimic și au plecat grăbiți. Și atunci merge foarte rău. Deci haideți să ne obișnuim, ne culcăm seara mai devreme și dimineața neapărat să mâncăm. Și să mâncăm consistent, prima masă fie bună. Este prima condiție că omul să trăiască mai mult. Deci cei care nu respectă acel lucru își scurtează viața. Și apoi avem eficiență, avem energie. Eu dimineața, în general, să mă laud, dar mă dau un exemplu. După ce mănânc bine, nu mă închid la palton sau la haină. Pentru că având căldurică înăuntru, cât de frig afară, pe când ziua în care nu mănânc mâinile sunt reci, zvinete, nu mă simt bine,
băut apă, două pahare, ca să meargă caloriferul. Nu poate merge un radiator sau un calorifer fără apă. Deci întâi două când cu apă și s-a făcut plinul, o mâncare serioasă și deodată ești alt om. Ești optimist, totul merge bine. Apoi să mâncăm la ore fixe, am mai discutat probleme. Da. Trebuie făcut program, neapărat. Să nu mâncăm oricum și oricând. Avem program. Și să ne obișnuim să avem orele mese. De exemplu, în apus, la orele între orele 12 și 1, anumite țări, toată lumea e la masă. Alții la 1, 2, depinde cum își vor. Și toată lumea știe, domnule, s-a făcut 12, închidem totul, că avem masa. Și masa să fie un punct, domne, un punct, cum să zic, de sărbătoare, de fericire. Să nu mâncăm punziare acolo, cum o fi. Punem o față de masă frumoasă, mai punem și două flori. Totul să fie curat, hrana să aibă un aspect frumos, să fie numai zâmbete. Câte un tată, ce hai să mâncăm. Dar ia vină cu acea păcătoșă, că mâncăm. Ce ai făcut azi la școală? Ce note ai luat? Și nu, păi atunci rămâne mâncarea în gât. Ce să zică? Păi atent că dacă nu mergi, tata mănâncă bine. Dar ăsta îl nenorocești. Deci la masă fie o desfătare, bucurie, punem și ceva muzică, punem niște flori. Adică să căutăm să avem o plăcere din a mânca. Mâncările să fie sănătoase și gustoase. Să nu fie doar gustoase și nesănătoase. Să nu fie doar sănătoase și negustoase. Că sunt câte unii care iau și fierb și că suntem vegetarieni. Și mâncați? Mâncăm niște ridichi, niște varză fiartă. Așa, acum am descoperit și soia, o fierbem puțin și luăm așa cu o lingură, două de acolo. Și la sfârșitul măr. Hai, domne, să mâncăm frumos, să ne săturăm, să avem plăcere, trebuie să gândim neapărat. Așa. Deci, mesele ore fixe și să fie niște mese plăcute. Apoi, neapărat, obligator, mișcare. Mișcarea am discutat-o. Și să fie încă ceva, minim o oră, două pe zi, mișcare. Asta nu înseamnă că fac mișcare, că mi-și dovedește. Să transpir. Deci, după ce stăute noi, am stat acum o oră nemișcați, nu? Dacă ești la servici, 8 ore stai la birou. Trebuie să urci câteva, trebuie să alergi puțin, să faci. Te duci acasă, te sui în tramvai, mașină sau metrou, ajungi acasă, te pui în fața televizorului și ațipești acolo și a doua zi la servici. E bine, deci trebuie neapărat urca niște scări, mers puțin pe el, dacă ai și o bicicletă, dacă ai niște drumuri frumoase să mergi pe jos. După masă, obligatoriu, dacă se poate, un sfert de oră de mers. Rețineți amănuntul ăsta, că e foarte rău. După ce mănânci, dacă faci mișcare, nu faci diabet și nici faci hiperglicemie. Făcând mișcare, începi să consumi ce ai mâncat. Și te simți deosebit de bine. După masă, nu se învață. Nu încerca să învăță. După ce am mâncat, hai să acum să învățăm. Nu merge. Trebuie lăsat măcar jumătate de oră, o oră, ca toată energia să fie la stomac, nu la cap. Să vedem și următoarele puncte. Și următoarele puncte, greutate constantă. Cei care azi au o greutate și mâine au alta și au 5 regime de slăbire și iar se îngrași și slăbesc, vor trăi mai puțin. Cu organismul își face un termos, să zicem așa, un statut. Îți face un sistem la care stă foarte bine. Și mișcările acestea îl dereglează. Deci un om să trăiască bun nu trebuie să aibă fie nici foarte slab, nici foarte gras, ci să aibă o greutate, să fie constantă. Punctul următor, cât mai puțin alcool și cât mai puțin tutun. Și aici ne oprim totuși puțin. Tutunul, o treime din decesele planetei, auziți, o treime din morți este din cauza tutunului. Din 3 oameni care mor, unul din cauza tutunului. Și dacă am putea să facem aici educația oamenilor, să învățăm pe oameni, oameni buni, vă omorâți singuri, dați și bani să vă omorâți. Deci și alcoolul, 10% din decesele tot din cauza alcoolului. Deci acestea două, dacă pot fi înlăturate sau măcar diminuate în prima parte, va crește. Toți care fumează scurtează viața. Și din cancerele pulmonare, 90% din fumătorilor. Deci odihnă, masă, masa principală dimineața, mâncăm la ore fixe, cât mai mult efort fizic, greutate cât mai constantă, cât mai puțin alcool, mai tutun. Și în mod sigur, un om care are 60 de ani va arăta ca la 40 dacă respectă cele 7 puncte. Invers, dacă unul are 40 și respectă numai doar, arată ca la 75. Pentru că acestea îmbătrânesc, consumă viața. Și e bine să respectăm pentru a fi fericiți și avea o viață sănătoasă, frumoasă și să ne bucurăm de ea. Sperăm că cei de acasă s-au bucurat de tot ce ne-ați învățat și vă așteptăm marțea viitoare
cu subiecte la fel de interesante, iar pe dumneavoastră vă așteptăm în partea a doua a emisiunii. Revenim imediat.